a venit acasă, doamna. Ce uman! Ce umanizator! Ne pupă pe toți, ne îmbrățișează. Mă, dar ți-a fost dor de oameni. Și înainte era. Era uman, a fost uman tot timpul. Doamne, dar ce slăbănoc, ce față. Vedeți ce brunețel sunt? Da, iubire. Și tu care erai? Nu mai sunt gypsy, sunt... casual. Marocan. Ce faceți? Cum a fost întâlnirea cu Jadorei? Cum a fost întâlnirea cu ai tăi? Emoționant, doamna. Foarte emoționant. M-au așteptat o grămadă de oameni, foarte mulți oameni. Nu știu dacă am voie să ziceți că nu cred că e ok, dar foarte mult. Asta cu plâns, distanță în față de celălalt, bănesc. Măși pe față, nu? Da, am avut măși pe față. Mama a plâns. Și tu în brațele mamei. Păi, da, n-am văzut de 4 luni. Te-ai așteptat să fii acolo la aeroport? Băi, la absolvirea facultății, toți copiii, eram copii totuși, da? Erau cu mamele, cu tati acolo. Ei, eu eram cu unchiul meu, ăla care m-a ajutat pe mine în viață. Să devin ceea ce sunt și m-a sprijinit și am dormit un an de zile cu el și cu nevastă să am pat ca să-mi îndeplinesc visul, dar m-a ajutat. Și eu l-a ajutat la rândul meu acum pe el. Și pe unchiul l-am văzut, dar pe mama și pe tata nu mă așteptam să-i văd acolo. Că ei nu prea vin în lucruri... Dar spuneai că mama ta și tatăl tău n-ar fi venit niciodată nici aici. Da, dar nu... Pe canapea asta. Nu, nu ar fi venit, dar cum mi-ați convins chiar? Foarte simplu. Le-am dat un telefon, vrem să veniți. Vreți? Da. Da. Despre ce să vorbim? Despre Jador. Despre copilul vostru, da. După care am vorbit cu ei și am spus, da... Plus mândri de tine. Da, am aflat ulterior. Ne primiți să ne arătați și nouă casa unde a copilării Jador? Da. Venim să vă arătăm și dormitorului, cu fotografiile lui, cu patul unde a dormit el. Vă povestim toate prostiile lui. Am auzit. Dar știi de ce? Pentru că te iubesc foarte, foarte tare. Da. Și pentru că sunt foarte mândri de tine. Da, mă iubesc, chiar mă iubesc foarte rău, părinții mei. Am niște părinți cei mai șmechi. Chiar foarte, foarte tare. Am, nu doar părinții, familia, frații mei, toți, toată lumea. Cât de greu ți-au fost 4 luni de zile fără ei? Să nu poți... Atenție! Să nu poți să ai niciun semn din partea lor, că tu ești plecat de mult timp de acasă. Oamenii trebuie să înțeleagă asta. Da. Dar zi de zi v-ați auzit la telefon sau dacă nu fiecare zi mâncare o dată la 2 zile. Tatăl lui spunea la un moment dat că atunci când îl apucă dorul... Se urcă în mașină... Și pleacă. Și ține că s-a necat în lacrimi când a zis acum nu mai am unde să mă duc. Da. Când tu erai acolo, exact asta a spus. Eu acum n-am unde să mă duc. Am vrut să mă urc în mașină, să o iau pe nevastă mea și am realizat că n-am unde să mă duc. Pentru că Jador nu e acasă. Da. Da. Eu întotdeauna când am plecat de acasă, adică că aveam bani, că n-aveam, era în ultima perioadă când eram student, aveam cardul ăla de, știi, de student și mergeai cu trenul gratis. Da. Și mă ceam acasă când voiam eu. Dădeam 10 lei până acasă și aia era, știi? Adică transportul până acasă era 10 lei. Că aveam noroc guvern să-i dea Dumnezeu sănătate, că m-a ajutat să-mi văd părinții, uite. Dar acum, de când am devenit cunoscut, am luat și o mașină. Prima mașină consuma 1.8, cam mult până acasă. Și nu prea mai mergeam. Dar întotdeauna am tras acasă, întotdeauna am... Hai să ajungem un pic la competiție, că avem multe lucruri de lămurit. Tu ai fost cel mai vocal de acolo, după părerea mea. Adică mie mi s-a părut că te-au... Spune-mi altfel, am gura cea mai mare. Da, da mă, cațeași, gura da. Mare. Da, am. Ți-a folosit? Păi odată ce mă iubesc cu oamenii ăștia, da. Da. Și nu că mă iubesc, ferească Dumnezeu, nu ferească Dumnezeu. Am zis ajută Dumnezeu. Ajută Dumnezeu. Cât așa să mă iubească mult timp de acum. Da. Hai să vezi. Da, hai să vezi cum se vede din afară. Da. Hai să te revezi. Uitat, da, trăgeam. Bă, creierule! Ți-am spus să nu te duci în groapă și să stai pe ăsta. Doar atât să faci. Nu te văd aici tu, că ai creier pentru toți și respect pentru toți. Da, am creier pentru toți. Nu, mersi. Mersi. Gata, calmați-vă. Am zis să nu mai fii în groapă. Ți-am spus de margine, atât trebuie să tragi. Cine suntem? Cine suntem? Tatele voastre. Cine suntem? Tatele voastre. Cine suntem? Tatele voastre. Așteptai, mă, să mă lupești. Lasă-mă. Cine suntem? Tatele voastre. Cine suntem? Tatele voastre. Cine suntem? Bine, scuze, fata!
Ești slab. N-ai cum dacă ai noroc. Norocul! Norocul nu ține de foame! Trebuie să fii bun! Scuze, frate! Bravo, bravo! Bravo, mă, bravo! Da! Bă, 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 acolo că te-am câștigat înainte, hai, fugi, fugi! Că te-am câștigat înainte, hai, fugi! Ce ți-a zis Buturugu? Să știi. Poate jos, bosule. În jos! Jos, bă, pe te pedicat, am pedicat soarta, ești pedicat. Vă conduce bărbatul vostru. Voi bărbați, bărbații voștri, să la bătaie la femei. Voi săriți la bătaie la femei. Asta sunteți voi. Voi sunteți conduși de o femeie. Ai fost condus de o femeie toată viața. Îi gândesc mereu, frate. Ce vorbim? E vorba de mama. Poate, lasă-l. Lasă-l. E un instigator. Sorine! Sorine! Ia uite, băi! Tu de 1000 de ori, mă, tu! Eu la fel, eu merg pe tine și merg pe tine 1000 de ori. Pe tine. Am mai auzit un râs al cuiva și nu știu al cui e. Era cineva care râdea cu noi. Starlin! Starlin! De unde mai ai putere să râzi? Hola! 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 Ce faci, băi? Ești șeful meu! Mi-e dor de tine! De ce ți-e dor să urli la el? Iubesc, iubesc! Da, doamna, lumea n-a înțeles relația mea cu războinicii. De fapt... Păi te duceai la ei și începeai să urli. Păi da! Mijlocul lor acolo, ce vreți era? Să vă zic cum fac acasă când mă duc la mama? Ia. Când am intrat pe poartă, ea s-a ferit total, fugi în spate. De ce? Că eu fug peste ea și o pun jos și o musc și așa sunt eu. Am o altfel de... Se înțelege altfel. Starlin a înțeles? Starlin, uite, întrebați-l pe Starlin, da? De fapt, relația noastră. Ca, da, ca da, da. Care era relația, de fapt? Deci, înăuntru de momentul de că eram noi la competiție, eram total rival, unde voiam, eram să rămânăm unul cu altul, după aveam un respect și ea, mai aveam un respect să fie în continuare până la sfârșitul de viață, extrem de mare pegeador este, bro, și pe tot la concurent de la... Și pe tot concurent care a fost în această competiție, multă lume ne înțelege că acolo, în terenul respectiv, noi ne luptam cu foame și cu multe lucruri care sunt foarte dificile la moment dat. Și despre care o să vorbim în câteva secunde. Starlin, rămâi unde ești, Jador rămâne unde e și în câteva clipe le despicăm în câte vreți voi. Vorbeam cu Jador despre lucruri interesante, profunde, elevate, pentru că eu am pus întrebări naturale. Spunea la un moment dat unul dintre concurenți că au reușit să-și facă o toaletă. O gaură. Care presupun, că nu era ca la cinstere și era ușor vizibilă. Adică, cum te simți în momentul în care știi că toată lumea se uite la tine în timp ce... Faci diferite, treaba mare. Da. Dar nu, că ne duceam în junglă departe, doamna. Dacă da? Tot veni vorba de treabă mare, vă zic. Deci, eu cu piciorul îl tăriam și mă duceam, cât am stat, mă duceam în junglă departe unde erau crabii, da? Acolo era zona crabilor. Și mă duceam în spate acolo și acolo nu mai vedea nimeni. Problema era, cum fac eu treaba mare? Pentru că eu nu pot să stau așa cu ăsta. Te doare piciorul. Da. Și atunci... Bine, să nu explicăm chiar în detaliu, adică încearcă așa. Am găsit o metodă... Dar lasă-mă bursul, cu restul nebun. Am găsit o metodă... Sprijinită. Sprijinită. Perfect! Mama! Da, așa gata. Așa fel. Bun. Zim, în momentul în care ești la începutul traseului, tu, Jador, că restul treaba lor. Da. Tu ce simți?
cum o iei? Ai emoții foarte mari. Serios? Eu aveam emoții foarte mari și nu numai eu, toți aveam. Adică, de fiecare dată când zicea numele, J'ador cu Starlin, că tot era Starlin. J'ador cu Starlin, e intră. Te apucă... Toate alea. Toate alea. Îți vine să faci pipi, serios. Păi cred. De emoții. De stres. Să faci pipi, de stres, da. Orice, dar să nu să faci treaba mare, serios vorbesc. Ai emoții foarte mari. Dar pentru treaba mică privește... nu poți să spui domnule, stați un pic. Că... Nu cred. Nu. E din noi, cap. Noi având energie mai deloc acolo, nu făceam treaba mică și nici treaba mare. Dar mai ales dacă făceai treaba mare, pierdeai foarte mult din energie și nu mai erai în stare să alergi pe traseu. Pentru că am făcut asta odată și n-am mai putut să alergi pe traseu. Adică eram mort. Dar adică, tu ai știut vreodată imagine... cât ești de bun? Nu, doamna, nu realizezi acolo. Ba da, se vede care e foarte rapid. A, nu se vede ca acasă. Nu, dar tu despre tine știai că ești bombă? Da, eu nici acum nu cred că am fost bombă. Eu doar m-am descurcat. Nu, eu nu cred. Dar din punctul tău de vedere, care sunt concurenții care au fost și sunt bombă în continuare? Bombă e Andrei. Da. Andrei, chiar bun. E foarte bun de la Războinici. Ăsta, Marius. Marius. Dar din echipa ta? Toți. Toți. În echipa mea, toți. Uh-huh. Ăia vechi. Uh-huh. Ăștia noi, nu. Știu. Deci ăștia noi n-au... Nu știi. Nu știu. Nu știi că nu ai concurat cu ei, că te-ai accidentat. Ba da, am concurat până să... Nu pot să zic. Bun. Dar spune-mi, te rog, în momentul în care te-ai accidentat, pe tine te-a afectat mai rău accidentarea sau faptul că urma să se pună problema ieșirii tare din concurs? Dar nu se punea problema ieșirii mele, că n-avea cum să mă dea pe mine doctor afară, că nebuneam. Ne săream în capul lui, l-așteptam afară, cu toți la durașe l-așteptam la aeroport. Ăsta e momentul în care tu te-ai accidentat. Fai, momentul care tu bă, deci vreau să zic că n-am văzut a doua. Tu ai văzut vreodată în momentul ăsta? Știi ce durere am avut? Da. Tu ce durere am avut acolo? Mi se punea pe inimă, spuneam, strigam la doctor. Vino cu aia. Să apuc de ceva, să-mi treacă durerea aia. Mi se punea pe inimă, ceva. Mama a simțit, am văzut. Mama a simțit și cu tata, simțea că chiar mă doare. Bro, mi se punea pe inimă durerea aia. Nu știam ce fac, doctore. Am zis la un moment dat, vino cu aia, plec aici. Vino cu aia, că mă doare, fă-m ceva. O pastilă, că e mereu, dădeau ceva să-mi. Nu mai puteam, doamna, mi se punea pe inimă durerea. Și n-a fost doar... Ai spus că după această accidentare ai avut piciorul negru de sus până jos, am avut piciorul negru de aici până aici. L-am avut, cum se spune, când ăla e inundat cu sânge. Vânăt. Vânătaie. Hemoragie internă am avut aici. Ai tăi, știi. Da. Și că am avut niște mușchi și tendoanele, mele și acum sunt negre pe interior. Încă n-au trecut. Dar e posibil să nu te operezi? Da, am intrat, așa. Așa am intrat. Cum nu ai intrat așa? Sunt nebun. Te durea? În timp mai... ce... Sau era adrenalina și nu mai simțeai? Nu, te durea. Te durea. Cel puțin a fost un din ăla când aveam asta aici și eu nu, cu ăsta nu îl flexam. Ăsta nu îl flexam. Și îl flexam doar pe ăsta de aici. Adică mă sprijineam doar în el, știi? Pam. Și la un moment dat nu mi-am dat seama și a trebuit să cobor printr-o chestie de aia rotundă așa. Și când m-am făcut mersul piticului, m-a distrus. Dar nici acum, eu nu pot să-mi dai piciorul așa. Dar nici nu-l îndoi, lasă-l așa. Lasă-l așa, că mai trebuie să stăm o lună să vedem după dacă, Doamne ferește, ajungi la operație sau nu. Da, dacă o luăm că tu ești un băiat cinstit așa, adică nu... Cine te-a enervat, domnule, cel mai tare dintre Războinici și Faimoși, dacă ar fi să numești unul singur? Bro, real, nu m-a enervat nimeni. Păi eram sigură. Nu m-a enervat, domnule. Era, îți jur că eram sigură, cunoscându-te. Eu știu la ce vă referiți, voi. Faptul că aveai... Voi ați vrea acum să... Probabil de acasă s-a înțeles că Zani a avut ceva cu mine. Știu asta. Dar eu n-am cum să nu îl urăsc pe copilul ăla. E un copil foarte bun. Ascultați-mă ce vă zic. Și să știe toată lumea. E un copil foarte bun, Zani. Își dorește foarte mult să câștige... Și el și mulți de acolo are o situație financiară nașpa. Eu nu pot să urăsc un copil atât de bun care își dorește să muncească. Eu mă văd pe mine acum 3 ani când a venit bursucul la tine pe canapea. Eu nu pot să urăsc un om care își dorește să facă ceva. Și plus de asta, ok, da, crescut la orfelinat și mă greșește. Mi-a mai zis, mi-a... Dar eu cum să urăsc un om care, eu știu, el, Zani are sufletul bun, în ciuda
a tuturor chestiilor care se spun despre el. Mie una mi-a luat foarte mult timp să-mi dau seama că tu n-ai nimic cu nimeni. Deși urlai la toată lumea, făceai ca toate visele la toată lumea, ziceai că ești nebun. Dar mi-am dat seama că tu, de fapt, nu ai fundamental nimic cu nimeni. Nu, doamne. Ba chiar din potrivă, tu-l respecti pe fiecare. Eu fac pariu că dacă întrebați pe fiecare în parte despre mine, poate doar să nu gândesc și să lasă ura din suflet să vorbească, dar n-am cum să las ura din suflet să vorbească, că eu sunt un om binecuvântat de Dumnezeu. La modul cel mai serios, n-am cum să las ura să vorbească vreodată pentru mine. Eu iubesc pe fiecare în parte și că veni vorba, probabil vreți să mă întrebați și Dana. Sunt sigur. Nu? Nu, deocamdată nu. În primul rând, nu ai venit la mine pe canapea, ai venit la noi, că emisiunea totuși este a lui Teo. Și în al doilea rând, vreau să te uiți la imaginele astea și să le comentăm împreună. Sorina, s-a înnecat frumoasa. Nu, mă obosește pe mine, dar... Așa, mă obosește pe mine, apă, dar... Mica, frumos, te-ai obosit? Da. Frumoșico! Mă, te ador, dar tu ești super nevorbit, cred că... Dorin! Vrei să-ți bat așa, mă? În cazaj gură, că să-ți bat! Păi așa cum? Băi, jodă, pe bunim, dar... Așa, auzi, așa, ia stai, mă! Mă faci pe mine să vorbesc cu iuri și cu d-alea! Și ce dacă? Așa cum? De ce? Așa cum? Să învățe, Sorin. Așa, așa prefăcut. Așa prefăcut. Pe burte te bat în mâini. Așa prefăcut? Da. Nu știu, mă, dacă vine Jador iar la joc, ar trebui să vorbim cu toții ca să avem atmosfera aia și vibe-ul ăla. Să ne lasem în pace, frate, să nu mai facă atâta gură, să nu mai jignească, să nu mai facă glume din alea, pentru că mi-e mea din chef și din... Dar tu nu ai ce brațe ai? Ia uite ce aici, în ce frică? Băi, și nu! Băi, nebunule, bă, la ce... Bă, dar cum poți să zici tu că tu nu ai ce brațe ai? Cât am de brațul ăsta? Brațul ăsta, dacă... Că pleacă ăsta așa! Dacă spun un gură, ți se rup... Și unde duci? Și unde duci? Tu vorbești de bătaie? Tu nu vezi de ce stare ești? Până nu simți pe pielea ta, nu te lași. Bă, nu vreau să crede, eu dau să... Bă, tu nu te vezi cum arăți? Bă, du-te, bă, du-te de aici. Lasă-mă-mi pace. Haide-te că... Lasă-mă! Exagerează cam mult. În ultimul timp, de când el a accidentat, când vine la jocuri, știu, ne ia nouă energia cu... E un bufon de clasa 5. Iar... Ești bolnav, ce ai? Maimuțica aia, clovnul acela care face șop aici, să-și dea drumul. Îmi doresc de tot sufletul ca la jocul ăsta de imunitate Jador să nu mai fie pe banca noastră. În prima fază, în momentul când a venit după accidentarea lui la primul joc, da, am zis, a venit ăsta cu o energie foarte bună, după care deja totul a devenit așa ca un, o pierdere de energie pentru noi, este ca un vampir energetic, ne seacă de energie de fiecare dată prin toate glumele lui proaste. Numărul cu nisip! Numărul cu nisip! Tot ce vrei, dar nu mă arunc cu nisip, pe mine nu mă arunc cu nisip. Mă aruncă pe mine, tare! Nu mă arunc cu nisip, 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 te-am zis. Tot ce vrei, dar nu mă arunc cu nisip. Nu mă arunc cu nisip, și-am murit ca bărbat, nu mă arunc cu nisip. Nu mă arunc cu nisip. Pe mine, nu mă arunc cu nisip. Bravo, băi! Tu nu auzi că tu ești fata, frate? Tu ești fărat un prefăcut. Hai, mă, să ne bucurăm aici, lasă. Aud pe fundal pe Jador, că a venit să vorbească, să țipe, să urle, să înjure cum face el de obicei. Acum cu piciorul rupt, are rol, decât papagal la el în echipă nu îi văd. Speranța încă arde în tine? Sigură probleme între noi doi? A. Că eu sunt competitor, tu nu. Tu stai pe bara ca un clon. Eu stau aici la teren, ca un clown, ca un paiasu. La 8, la 5 pentru aceștia. Te rog! Te rog! Dă-te, bă, sunt nebun să omoară Cipilan. Vai, mă, dar să știi că sunt doar anumite secvențe, domnul Jador, din ce ați făcut, să știți. Da, dar cine e bun, sunt un mare cinstit. Sarlin, mai ești cu noi? S-au mai închis de... Sunt aici. Spune-mi și mie, ce simțeai tu în momentul în care acest nebun de om venea la tine și îți răgnea în ochi? Că venea la tine și începea... Deci, eu bază... Într-adevăr, era foarte nervos și trebuia să intru eu personaje la fel, să se
se mesin cu el acolo, că dacă nu, cred că plecam cu el de un picior și îl rupeam, dar era pur și simplu momentul. Mă bucuram foarte mult și mă simteam foarte bine. Deci când... Aia, ce vă da, când o să-și revină și conexiunea. Se simtea lipsa foarte mare. Probabil că a spus că se simțea lipsa în momentul în care te-ai accidentat. Mulțumesc, bă, mulțumesc. Să știi că și mie mi-e dor de voi, de toți. Se simtea foarte multe lipsa. Păi, crede-mă că în momentul în care ai simțit ador, am spus acolo în campul nostru, a zis, băi, ceva de la mine spune de ce a plecat el. De ce? Trebuia să fie aici, pentru că era foarte emotiv momentul respectiv, era foarte... Se simtea adrenalină în momentul în care Jador era acolo pe bancă și apropo, mai ales când era pe traseu, fără problemă. Starlin, apropo de ieșit, să revenim puțin la tine. Te-ai gândit în vreo secundă că tu vei părăsi concursul atât de repede? Nu. Într-adevăr, nu m-am gândit niciodată, pentru că consideram că am câștigat locul acolo. A stat de la prima zi până în momentul în care se a terminat visul și a fost, nu a spus de mine, a fost spus de tot, inclusiv de faimoși, că era unul dintre cel mai constant. Deci nu puteam să spun că era cel mai rapid pe traseu, dar în momentul în care era ora de îndemânare, era o problemă cu mine. Talentul ne poți vedea? Acum? Acum nu. Nu, mă uit eu singur aici. Nu, dar în momentul în care avem un cadru și cu noi, ia să încercăm un cadru și... Acum ne poți vedea pe noi? Acum, dacă ne vezi pe noi, Starlin, fii atent. Am o rugăminte la tine, Starlin. Când vii, poți să mă înveți să fac urechiușe din alea? Cum îți faci tu? Am încercat o seară întreagă. Și dacă mă înveți, serios, să mă fi văzut prin casă cu aia, să ai fi râs o oră. Pentru că mi-ai promis că îmi faci urechiușe, m-am gândit să-ți fac un dar și eu. Fii atent. Când îl aștepți tu pe tati acasă? Când o să-l dea afară din joc. Vrei să-l dea afară din joc? Da, pentru că mi-e dor de el. Dar el ce crezi că își dorește? Să-l dea afară sau să mai stea? Să vin acasă. Asta vrei tu? Da. Și asta se gândește și el. Crezi? Da. Chiar îmi doresc asta foarte mult. Să ce? Să zică. Ce să zică? Să ies afară din concurs și să-mi văd fetița. Asta ai vrut tu să zică? Da. Care este primul lucru pe care îl vei face când va veni tati acasă? Să îl tund, pentru că prea i-a crescut barba. Zi tu, ce copil n-ai mai pomenit. Vorbește-ne puțin despre ea. Este viața mea. Am dorit totdeauna să fiu tata de o fetiță și Dumnezeu acesta cadou minunat care ne-a moștenit extrem de mult. Da. Pentru că le place să dansez, le place să pictez, le place să cânt. Nu are emoții în momentul în care are un microfon sau o cameră în fața de ea. Și este sufletul, viața mea este tot. Pe ea, pentru ea am venit eu aici, se vadă ea într-un viitor că lucrurile se pot să îndeplinesc dacă doresc din suflet și că nimic e imposibil în viață. Starlin, abia aștept să te strâng în brațe tare și pe tine și pe Daphne. Vă așteptăm aici, lângă noi, pe canapea. Vă pupăm cu drag. Mulțumesc. Să ai un drum minunat acasă. Să mănânci, bă! Și să mănânci! Mulțumesc! Și mulțumim, să știi că îi mulțumim foarte mult soției tale că a acceptat să apară împreună cu fetița, mai ales că ea chiar n-a vrut să apară la televizor, dar pentru tine a făcut-o. Și da, mulțumim mult! Mulțumesc! Deci eu vreau să le spun. Mulțumesc la fel, vreau să le spun repede așa scurt. Mulțumesc la toată lumea de acasă, mulțumesc toată lumea care m-a susținut și mă susține până acum. Pentru cine a susținut pe echipa Războinicii,
la fel pentru echipa Faimoș, este o competiție foarte frumoasă care fiecare parte ne-a ajutat să ne regăsim, să ne încontrăm cu noi încă o dată. Mulțumesc din suflet. Și te așteptăm. Mulțumesc și te România că m-a adoptat ca un român. Să vezi ce te adoptăm noi în emisiune. Te vezi, bă! Zbor plăcut, ai. Te așteptăm la București. Un caracter superb, mi s-a părut. Foarte frumos, da. Foarte. Toți, doamna, toți războinicii. Nu doar echipa mea. Și războinicii, pentru că eu nu pot să tac. Eu când îi văd acolo, sunt pe bancă, ce faci, bă, Sorine? Ce faci, bă, stare? Da, ai văzut că până și colegii tăi, la un moment dat, erau ușor iritați. Ziceau, bă... Da, e normal, doamna, să fii iritat. E ritmul muzicanți din România. De ce? Pentru că le iau locul. Uite de cine pe locul la contendic. Normal că se irit. E normal să-i enervezi. Bine, hai să-i caracterizăm atunci că ei te-au caracterizat pe tine în momentul în care tu te-ai accidentat. Trebuie să-ți spunem un lucru. Toți oamenii care au trecut pe aici te-au caracterizat pe tine și au spus în proporție foarte mare că ai un suflet de aur. Da. Dacă gura bate filmul. La televizor trebuie să mai ai și gura mare ca să fii șmecher, ca altfel nu ești. Așa e. Hai să vedem. Hai să caracterizăm într-un singur cuvânt, Jador. Începem cu Alexandra Sta. O cântăreață șmecheră rău. Eu nu judec cum pește după... Vreți să judec după Survivor sau după... După Survivor. A, păi la Survivor nu s-a descurcat așa bine. Dar are sufletul bun, frate. Bun. Un suflet bun. Moroșan. Șeful meu. Șeful meu, Moroșan. Mai departe, Cosmin. Ăsta e campion. Ăsta e un om cu care... Mi-aș dori să fiu atât de calculat ca el. Atât de... Are el o educație aleasă, să vedeți, un bun simț și din comun, omul ăla care... Nu deranjează. Nu deranjează deloc. Bun. Culiță. Culiță are un suflet la fel de bun, poate, și iubesc toată familia lui. Știu că s-a înțeles de acasă, că noi am fost dușmani sau brusuri. Nu există așa ceva. Culiță este prietenul meu și eu sunt prietenul lui. Normal că mai vorbești, bă, dă-l pe la naibii, că și eu mi-am jurat toți prietenii. Dar asta nu înseamnă că chiar simte asta în suflet. Corect. Zici cu multe și tata m-a bătut și mama, asta nu înseamnă că e ceva de rău. Culiță mă iubește și eu îl iubesc pe el. Simplu, să nu mai zică nimeni nimic. Elena Marie. Elena. E o fată de milioane cu o educație extraordinară și educația ei aleasă este înțeleasă greșit. Ea când stă, inclusiv, când, vă jur, inclusiv în junglă, când face plajă sau ce făcea, ea stătea are așa dreaptă. Da. Și mănâncă cu furculița și cu lingura și... Bine, poate a avut. Eu n-am băgat aer... Și mâncam. Dar Elena, o educație, nu aveam niciunul de acolo. Ea și cu... Cosmin. Cosmin și mai era și... Majda. Toți, în afară de mine. Majda. Bă, șefa mea, Majda. O iubesc de nu mai pot. Cel mai mult o iubesc din cel mai bun suflet de femeie pe care a călcat vreodată în Survivor. Și dacă mi-aș dori o soție, mi-aș dori să aibă sufletul ei. Da. E frumos. Roxana? Deci m-am trezit într-o dimineață și am privit-o pe Neme și în ochi așa. Dormea așa, păscând rog, dormea acolo și ea era la vreo metru. Și am deschis ochii și a deschis și așa, a început să zâmbească mâncată și cu ochii ea, bă, ce frumoasă e Neme și să moare, ce pia, foarte frumoasă Neme. Și e drăguț așa, are, e Neme. Și are și iubit. Mergem mai departe. Simona Hapciuc. Bă, Simona e o mamă luptătoare. Eu, chiar dacă înșeală a rămas bun de la noi atunci, e o mamă care vrea să-și crească copilul și își dorește, bă, cu ardoare să-i ofere lui fiul un... Și l-a învățat să înjure pe fiul și dacă întrebați unde, la probele medicale l-a învățat să înjure. M-a lăsat cu fiul, eu am avut grijă de el și când a venit fiul, a început fiul să zică, mama, băga mi-aș bani. Ce drăguț, dacă te strângeam de... Ce talent aici, ador să ajuți oamenii. Zani Dache. Zani. Zani este unul dintre cei mai ambițioși oameni, el cu Elena. Elena e puțin mai ambițioasă decât el pentru că pe el totuși acasă l-așteaptă Alex cu un piese. Familia. O să aibă un viitor foarte frumos, Zani. Dar pe Elena nu. Și Elena știe asta și își dorește foarte mult să câștige competiția asta pentru că... Para. Ok. Și... Un băiat foarte bun și nu este chiar atât de rău pe cât vrea el să pară. E mai bun de atât.
Ana... E un băiețaș, de fapt. Ana Porgras. Ana... Ana... Aici s-a iscat scandalul. La fel, la fel. Are un bun simț ieșit din comun, fata asta, și foarte... Cât de rău ți-a părut în momentul în care i-ai auzit numele și ai... În momentul ăla ai știut că pentru asta că... Că iese, și ai zis exact așa. Aoleu, tocmai din cauza votului meu. Da. Doamna, eram acolo 5, 6 eram. Și fiind 6 oameni, era culiță. Tehnică nu-i să ia. Erau doi noi. Era Sebi, care l-a votat, și ea. Și toată lumea era la fel de bun acolo. Nu mai era unul mai slab. Zi-mi unul mai slab din ăștia vechi care eram. Că eram 6. Ție numai dacă vrei. Nu, zi mai departe, că nu mai avem. Și era Ana. Și venise Ana de o lună de zile. Eu întotdeauna am susținut că prima lună a fost cea mai grea. Dar Ana era bună. Nu merita votat. Și ce nu, să merita fac? Votată. Nu, a, nu merita nominalizată. Nu merita, nu merita niciunul din echipa mea. Dar trebuia să fac o nominalizare. Foarte multă lume te-a acuzat că de ce nu i-ai spus numele lui Cătălin Moroșanu, pentru că așa Ana nu ar fi ieșit și nici Cătălin Moroșanu ar fi ieșit cineva de la Războinici. Ce strategie ai avut tu capul în momentul? A ieșit vreodată Moroșanu favorit? N-a ieșit. În afară de mine și Elena, n-a ieșit nimeni favorit până în momentul respectiv. Și eu n-aveam de unde să știu cum câte voturi are. Eu crezând că Ana are voturi, pentru că, na, iubita lui Zani, Zani este iubit, ea fiind în pereche cu el, e iubit. Eu nici de cum n-am vrut să dau vreo secundă în iubirea lor sau dacă se iubesc sau ceva de genul. Păi să mă bată Dumnezeu, dacă am vrut vreo secundă așa ceva, să mă bată Dumnezeu să-mi taie și piciorul ăsta. N-am vrut așa ceva. Cum să... Ea este o fată, mie îmi place foarte mult de Ana și sunt sigur că nici ea nu ar putea să vorbească urât la adresa mea, că și eu am fost un domn cu ea întotdeauna. Adică cred că am tăiat cel mai mult cocos din toți băieții. Nu știu. Ai fost 100% că nu iese. Nu, n-am fost 100%. Exista o probabilitate. Da, exista o probabilitate la fiecare să iasă. Nu neapărat. Și Ana fiind cea mai nouă, a zis, bă, toți suntem la fel. Cea mai mea greutate a fost atunci. Hai, spune Ana. Okay. Nu aveam pe cine. Bine, legătura cu... N-aveam pe cine. Și, uite, și eu am ieșit. Și o să iasă toată lumea. Da, și o să vină doar unul care o să țină trofeul aici. Hei, ce faceți, da? Eu sunt cel mai tare. În rest, nimic. Sebastian, este semnul de întrebare al colegii aici de față. Da. Zi, nu l-ați întrebat? Cum este, nu, Sebastian? Nu știu de unde să reu. 30 de secunde. Doamna, Sebic își dorește foarte mult să rămână în competiție. Are... Știți care e problema, de fapt? Eu știu poveștile la fiecare, de viață. Da. Și mie, nu că mi-e milă, am empatizat cu fiecare. Vă spun la fiecare, dacă vreți, povestea de viață. Și asta, ăștia a noștri și a celor de la Războinici. Le știu pe tuturor. Ăsta îl are pe faxul, i-a dat unul în pumn și a stat în comă, nu știu câte luni. Și s-a mutat în Germania pentru el și a renunțat la cariera lui de fotbalist și lua 12.000 de euro pe lună omul ăsta și a renunțat pentru fractură. Ei, cum pot să zic ceva de rău, ăsta, de rău? Nu pot. Cum să zic ceva de rău? Niciodată. Ăsta e un băiat foarte bun, își dorește să rămână în competiție. Da, la un moment dat s-a dat pe lângă mine să facem niște scheme, să nu-l dea lumea afară, dar nu puteam. Fii, pentru că dacă aș fi făcut o brâligătură și... Hai să ne mai întâlnim o dată, cât mai curând cu putință, și să le mai vorbim, pentru că au rămas lucruri nevorbite. Un singur lucru vreau să remarcați, dacă ați văzut interviul ăsta, nici măcar un cuvânt de rău despre cineva eu n-am auzit de la Jador. Păi nici nu o să fie vreodată. Nu. Să-mi te de ochi. Nu o să fie. Îi iubesc pe toți. Real. Am mâncat din aceeași farfurie cu toți trei în loc. Cum să zic ceva de rău?